bienvenido, se zice welcome. Oh my god. Prima dată am simțit oboseală. Pentru că n-am dormit toată noaptea de emoții. A fost zborul undeva la ora 6. Și atunci am dat seama că m-am gândit să nu mai dorm. M-a dus Cristi la aeroport, m-a băgat roc pe drum ca să mă țin în briză. Și când am ajuns în avion, m-a luat somnul instant. Zborul, am făcut 2 ore până în Frankfurt. 6 ore am stat în aeroport și încă 12 ore din Frankfurt către Mexic. Oh, eu întotdeauna în aceste vacanțe îmi iau câte 2 telefoane. Îmi descarc jocuri pe telefon, îmi descarc seriale, o grămadă de chestii. Da, dar am dormit tot drumul. Am așa un vibe atunci când ajung în avion. Cred că e o boală, un tabiet, nu știu cum să numesc. Dar când ajung în avion, mi se închid ochii și ațipesc. Bine că nu sunt acum în avion, să adorm. Am fost plecată cu compania cu care lucrez. Am fost în jur de 20 de persoane, printre care și sora, Andreea Mantea. Fete din echipe diferite. A fost un pic greu așa, pentru că n-am avut pe cineva apropiat și mai de vârsta mea, dar a fost interesant. Când am ajuns în Mexic, am fost, în primul rând, am fost șocată de cât de mare era hotelul. Hotelul a fost super impresionant. Cred că avea în jur de 30 de etaje. Și eu stăteam undeva la etajul 15. Prima seară, ce am făcut prima seară? Nici nu mai știu măcar pe la... am ajuns târziu. Pe la ora 7 vorbisem, am anunțat acasă că am ajuns. Diferența era de 9 ore. Așa că la ora 7 deja, da seama, la 7 la mine, la mama cât era, ea dormea. I-am scris că nu mi-a răspuns. Și în seara respectivă cred că n-am mai făcut nimic, cred că doar am... am mâncat la japonez. Mă dați seama, să ajungi în Mexic și să mănânci la japonez? O întrebare foarte bună. Noi am fost acum în orașul Mexic. Data trecută am fost în Cancun. În Cancun am fost într-un resort, ăsta era cuvântul. Și vă dați seama că acolo aveam plajă, ultra all-inclusive, mâncai, beai, cât vrei, era altfel de temperatură. A fost super frumos în Cancun, dar în Mexic, nu atât de interesant, pentru că era mai frig decât era în România. Orașul, știți că nu e atât de safe și n-am avut curaj să ies pe afară. Da, deci dacă ar fi să aleg, aș alege Cancun, nu Mexic. Și am ajuns la Catedrala Istorică. O să mergem și acolo puțin mai aproape, dar vrem să ne plimbăm de aici, pe străzile din București. Ia uitați. Da. Cred că am mai povestit, i-am zis lui Bogdan. Este vorba despre acel ritual pe care l-am văzut. Nu mă așteptam vreodată să văd în fața mea. Era un tip care făcea ca o pisică strânsă de gât și am auzit sunetul respectiv și m-am dus să văd care e treaba. Am vrut și eu să fac acel ritual, dar fiind creștină nu știam cum funcționează și n-am vrut să încalc vreo regulă. Da, era destul de dubios cum stăteau oamenii acolo cu mâinile sus și cumpărai acele frunze și te dădea cu ele și venea un miros ciudat și un pic creepy, n-o să uit niciodată. Și ceea ce am mai povestit cu oamenii care au
fost dați dispăruți și am văzut pozele cu toți acești oameni. Și acel moment m-a marcat și nu o să-l uit niciodată. Oh, eliberare. Pentru că Mexic, din cauza faptului că știam că nu este un oraș safe, nu am avut curajul să ies afară decât însoțită și cu alte persoane, pentru că mi-a fost frică să nu pățesc ceva, mai ales că și atrageam atenția așa și cu machiajul și mai îmbrăcată mai. Și am simțit o eliberare, mi-am dorit foarte mult, exagerat de mult, să ajung în Miami. Dacă mai stăteam mult în Mexic, intram în depresie, în primul rând din cauza vremii, pentru că era mai frig decât în România. România purta maioa și scurte și acolo trebuia să stau cu geaca. N-am zile să enumăr cât de bine m-am simțit în Miami. A fost cea mai frumoasă experiență a vieții mele. Mi-a schimbat radical mentalitatea. Mi-am dat seama cât de mult te schimbă vremea. Acolo era foarte cald. Chiar că ce nisip. Acum vine să scot papucii. Pentru prima dată vedem, adică, da, vedem, toate. Pentru prima dată toate vedem oceanul. Și uitați cine e acolo. Un avion. Nisipul ăsta este cel mai frumos nisip pe care l-am simțit vreodată la piciorușe. Cum era la noi astă vară, știți, prin iulie, vreo 40 de grade, da, așa o căldură. Oceanul iarăși este ceva divisim. Când intram în ocean, mă simțeam ca o sirenă. Știți, și mai făceam așa ca sirena. Și când am pus piciorușele în nisipul ăla fin, extraordinar de frumos. Și ce am făcut prin Miami? Când am ajuns acolo, aveam impresia că visez. Pentru că stăteam la etajul 10. Mă uitam pe geam, nu venea să cred unde sunt. Am ajuns. Am ajuns. Nu mi-a venit, se zice welcome. Nu mai pot. Eu simt că visez. Și cu siguranță nu visez, pentru că simt, am ieșit pe balcon. Oh, nu pot să cred ce văd. Stați să vă arăt. Doamne, Dumnezeule. Uitați-vă și voi acolo. Nu se poate, nu pot cu sentimentul ăsta. Eram așa. Zic, Doamne, unde sunt? Mie nu vine să cred unde sunt. A doua zi ne-am bucurat de mic dejun, am avut mic dejun, era numai cu ou, la ei am observat că se mâncă foarte mult ou, bacon și pancakes. Și ovăz cu fructe. În fiecare zi, așa frumos, la discreție, pancakes cu gem de afine, suc de portocale, fresh, așa frumos, foarte frumos, cu terasă, cu piscină, cu nebune. În prima seară nu ne-am culcat deloc, am stat până dimineața ca să prindem răsăritul, ne-am făcut poze, la răsărit poze, video și așa. Am adormit pe plajă, m-am ars numai jumătate de corp, pentru că îmi bătea soarele în partea asta și pentru că am adormit nu mi-am dat seama, m-am trezit doar așa cu o dungă aici. În ziua aceea, nu mai știu ce am mai făcut. Că au trecut atât de multe zile de atunci și măcar nu mai mi-amintesc. Da, în ziua respectivă nu cred că am făcut mare lucru, cred că ne-am bucurat de ocean, am fost și am vizitat fabrica companiei la care lucrăm de acolo, din Miami. Am vizitat casa CEO-ului nostru, care este bilionar, ceva pe acolo. Casa era ca un fel de muzeu, avea o gorilă așa pe mijloc. Ce mai avea? Niște geamuri din alea. Am fost pe o insulă care se numește Hibiscus, dacă spun bine.
unde am înțeles că are casa Enrique Iglesias, Madonna, David Beckham, toate vedetele internaționale au case în acea zonă. Cred că le-am și văzut casele, dar nu știu care erau, știți? Și oricum este o zonă exclusivă în care nu poți să intri decât dacă ai pe cineva acolo, așa că am avut onoarea, deosebită onoare, să merg acolo. Am fost primit așa cu șampanie, foarte frumos, pentru că avea și femeie care făcea curățenie și CEO-ul nostru fiind turc, inclusiv femeia care lucra acolo, era tot turcoaică, deci ei stau așa uniți și îi apreciez foarte mult pentru asta. Am fost, ne-am plimbat, am făcut cunoștință și cu mama lui, care, gândiți-vă că este o femeie bilionară, bilionară, și totuși ne-a complimentat, ne-a spus că suntem foarte frumoase, noi rămâncele, ne-a urat drum bun pe iaht, ne-am plimbat cu un iaht din acela de fițe, care avea o baie extraordinară, o zonă în care puteai și să dormi, ceva divisiv, nu știu cum să vă explic, acolo aveam impresia că visez, atât de frumos era. Mă uitam la clădirile alea și mă gândeam, Doamne, unde am ajuns? Nu mă gândeam vreodată că o să ajung să văd asemenea minunății. Și am mai fost și pe la ceva magazine, pentru că am găsit niște outlet-uri, toată lumea s-a plimbat, am găsit niște prețuri, wow, nu te-ai gândi. Am cumpărat suveniruri pentru cei dragi. Am spus vremea, oceanul, nisipul, clădirile impresionante, oamenii care alergau acolo pe plajă, făceau sport de dimineață, mâncarea m-a impresionat, prețurile m-au impresionat la buzunar. Vreme. Bine, în afara faptului că în toate clădirile era aer condiționat și când intrai de la canicula aia de afară în aer condiționat și înghețai câteva secunde, e ok, dar am înțeles că după două săptămâni corpul se reglează și ești ok. În primul rând, sunt mai bogați. Glumez, doamne ferește. Nu, bogați și sărași în peste tot, dar bineînțeles că acolo sunt mai mulți, pentru că e Miami, vă dați seama cea mai mare. E o stațiune extraordinară, plină de bilionari, milionari, etc. A fost un lucru care m-a impresionat foarte tare la această vacanță. La un moment dat m-am hotărât să plec singură cu autobuzul, să mă plimb prin Miami. Am găsit la un moment dat un autobuz, m-am urcat în el și am întrebat-o pe doamna din fața mea, care părea așa ca un îngeraș, avea fața acoperită, avea o mască, și am întrebat-o, doamnă, zic că știți engleză? Poate o să râdeți, da, acolo se vorbește foarte mult spaniolă, nu doar engleză. Și doamna respectivă știa engleză. Și am întrebat-o, doamnă, puteți să-mi spuneți mie cum se plătește în acest autobuz? Că m-am uitat peste tot și n-am văzut niciun semn, nicio aplicație, absolut nimic. Și doamna respectivă stătea și-și căuta în portofel $2.50 să-mi dea să plătesc autobuzul. Și am spus, zic, nu trebuie să-mi dați. Nu trebuie, doar să-mi spuneți cum se procedează. Nu, că luați bani, luați bani. I-am luat. M-am dus în față și căutam acolo să văd unde aș putea să-i bag. M-am văzut șoferul că sunt un pic așa și zice, te-ai leșit, nu mai plăti. Mulțumesc, i-am mulțumesc frumos, m-am dus la loc. I-a mulțumit, doamne, am să-i dau bani. Apoi nu i-a acceptat, i-a spus, ia-i că nu se știe când ai nevoie de ei. Am schimbat autobuzul, că trebuia să-l iau pe următorul și, din greșeală, l-am luat în direcția opusă. Și am mers vreo 10 minute așa până mi-am dat seama că am mers în direcția opusă. Dar nici în acest autobuz, ce credeți, nu mi-a luat domnul șofer banii și a rămas cu $2.50. Bun, am coborât, l-am schimbat. La al treilea autobuz, deja, trebuia să dau bani, pentru că șoferul m-a văzut el așa și zice, hei, alo, haideți, domnișoară? Și am băgat bănuții și am rămas fără niciun ban. Dar am avut noroc, pentru că acel autobuz m-a dus direct la aproape de hotel, am mai mers pe jos, m-am plimbat. Deci, vis-a-vis de întrebarea ta, oamenii s-au părut foarte buni, mult la suflet, calzi, zâmbitori. O doamnă mi-a făcut chiar și un compliment.
Am vrut să mergem să cumpărăm ceva ce puteai să cumperi doar cu cardul, cu buletinul sau cu pașaportul și eu nu le aveam la mine. Dar fata cu care eram, ea cred că avea în jur de 30 și a spus de la doamna nu am nevoie, dar de la tine da. Și am zis ok, o să le iau ca un, pe ca un compliment, înseamnă că par tânără, par sub 18 ani. Timpul prea scurt. Nu, glumesc. În primul rând autobuzul. Adică cum să nu ai Apple Pay, cum să nu poți plăti cu un card, trebuie doar să plătești cu bani cash. Asta mi s-a părut un pic șocant. Și ce nu mi-a mai plăcut, nu era atât de populat pe cât mă așteptam. Am fost totuși într-o zonă turistică în care mă așteptam să fie mai mulți oameni, dar nu. Și ceva ce nu mi-a mai plăcut, la hotelul în care stăteam, la ora 6 totul se închidea, adică și era și semn acolo că la ora 10 plaja este închisă. Oricum n-aveai cum să intri, că era, mă rog, niște din astea. Asta nu mi s-a părut atât de interesant, adică la noi litoralul, oricând deschis, ai timp, sunt baruri, sunt acolo, nu. Era puțin mai restrâns, dar și prețurile. Am cumpărat o nucă de cocos. Au dat 60 de lei pe ea. Dar totuși era o nucă de cocos în Miami, nu? O să țin minte asta. 4 zile. 4 zile în Mexic, 4 zile în Miami. Oh. Păi pentru mine care mă culc numai la 3-4 dimineața, vă dați seama că asta era programul meu de aseară. Eu chiar n-am avut niciun fel de problemă cu asta. Poate un pic la început, când mi-era somn după amiaza, dar asta mi se întâmpla și acasă. Deci eu oricum sunt băfusul de America și acum. Acum încerc să mă fac pe cel de România, să dorm și eu la ora 12, ora 1. Așa ar fi normal, dar tot pe America o să fiu. Era să intru în depresie. Pentru că eu și în ultimele ore, când trebuia să fac check-out, la ora 12, eu la ora 12 eram pe plajă cu telefonul închis, retrasă de toată lumea și stăteam numai așa, relax. Și abia la ora 3 jumate trebuia să plec, eu până la ora 3 am stat pe plajă. M-am spălat la robinet, m-am spălat acolo, mi-am uitat sutienul de baie, nu mai contează. A fost prea frumos și refuz să cred că eu sunt aici, cu tot respectul pentru toată lumea. Prea frumos sentimentul ăla. M-aș întoarce oricând și aș locui acolo oricând. Știu că v-a fost dor de mine și mie mi-a fost dor de voi și că m-am deconectat total de la tot ce s-a întâmplat de social media. N-am postat, dar urmează să postez. Pentru că știți cum e în vacanță, mai ales când e timpul limitat, aia face. Dumneavoastră vă urez multă sănătate, să fiți fericiți în continuare, să dea Domnul să mergeți și voi în vacanțe dacă o să vă face fericiți. Vă iubesc mult de tot și vă mulțumesc că mă urmăriți și că le urmăriți și pe noi la Wow News și urmăriți-ne în continuare pentru că avem multe surprize pentru voi.